Continuă conflictul diplomatic cu Rusia. Chișinăul i-a recomandat Moscovei să se informeze din surse oficiale despre Republica Moldova. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei moldovene a fost chemat din nou la sediul externelor. De această dată, aerodromurile de la noi ar putea fi baze operaționale pentru avioanele de vânătoare F-16 ale Ucrainei. Colegul meu, Radu Osipov, a urmărit acest subiect. Radu, bună seara! De unde a pornit, de fapt, această narațiune? Bună, Elena, bun găsit tuturor! E o poveste mai veche. A trecut mai mult de jumătate de an de când un portal din Autonomia Găgăuz a lansat această știre falsă că aeroportul Mărculești ar putea fi folosit de Ucraina pentru avioanele livrate de aliații săi occidentali. Deși responsabilii de la apărare au respins atunci falsul, informația a trecut printr-un soi de ventilator care răspândește fake news-uri pe rețele. Recent acest fals a fost resuscitat pe Telegram și TikTok. Așadar, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova și-a exprimat îngrijorarea în baza unor informații neverificate din media online. Răspunsul Chișinăului a fost pe măsură. Republica Moldova este stat neutru. O singură țară nu respectă această neutralitate, menține trupe și muniții pe teritoriul nostru. E vorba de Federația Rusă. Moscova ar trebui să se informeze din surse oficiale. Nu e prima reacție de acest fel. Cu altă ocazie, externele de la Chișinău i-au sugerat Mariei Zaharova să nu se dea cu părerea despre ce limbă vorbim, pentru că e specializată în aspecte culturale privind Anul Nou Chinezesc. Însărcinatul cu afaceri de la ambasada moldoveană a mai fost chemat la Ministerul Rus de Externe exact acum o săptămână. Atunci Rusia a răspuns în oglindă cu expulzarea unui diplomat după un scandal de spionaj rusesc la Chișinău cu raculare de funcționari publici. De altfel, nu e primul caz. Anul trecut, peste 40 de angajații ambasadei Federației Ruse au fost trimiși acasă din cauza că sediul misiunii diplomatice era centrul de război electronic și spionaj.